fotbal gimi copil, în ogradă, chiar cu prietenii ieșeam, mereu eram pe terenuri, așa că asta a fost un impuls ca să joc fotbal. Da, proiecta mea este Malăi. Sezonul trecut eram cel mai tânăr jucător în echipă și de acolo s-a luat proiecta. De obicei, înainte de meciuri, noi ascultăm muzică cu echipa. Dacă avem meci în deplasare, singur, în căști, ascult, mă motivez. Mă ajută să mă motivez mai mult pentru a avea un meci cât mai bun. Ronaldo. Pentru că de mic copil, de când încă juca el la Manchester United, îl urmăream și îmi plăcea foarte mult cum joacă el. Sezonul trecut din divizia, chiar de la începutul sezonului, în primul meci, eu fiind apărător, am reușit să marchez de la începutul sezonului și asta fiind un impuls foarte puternic pe tot sezonul, de a te ține formă. Meciul cu Florești din tot același sezon, în care s-a decis soarta de campion. Am pierdut 2-1 și inclusiv eu am făcut un penalti și este un moment de care nu prea vreau să-mi aduc aminte. Este o situație foarte hazlie când Mihai, colegul nostru, Mihai Țipac, se enervează și începe să strige pe teren și atunci este foarte hazliu atunci. Eu de mic copil, clar că mă gândeam doar la Ronaldo, fiind un jucător extraordinar. Dar la moment îmi place Kyle Walker de la Manchester City, el tot este în poziția dreaptă și are un joc foarte bun. Clar că eu susțin doar echipa țării, echipa noastră, Moldova. Club? Club, desigur, Real Madrid. Visul meu, desigur, este să ajung să joc în cupele europene, deosebit Champions League, pentru că eu cred că pentru oricare fotbalist asta este un nivel maxim la care poți ajunge și cât mai multe rezultate frumoase.